Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Echipa de rugby Știința Petroșan este prinsă la mijloc între disputa politică dintre Tiberiu Balint și Dacian Ciodaru. Elevii însoțiți de profesori în timpul orelor de curs vor avea acces gratuit la bazinul de not didactic din Petroșani. Campania socială Săptămâna Legumelor și a Fructelor Donate a adunat pentru nevoiași peste 3 tone de fructe cu ajutorul elevilor. Finanțarea echipei de rugby de la Petroșani a devenit din nou mărul discordiei între politicienii din zonă. Pe de o parte Tiberiu Balint, iar pe de alta Dacian Ciodaru se atacă reciproc pe seama finanțării și a birocrației. La mijloc este echipa de rugby Știința Petroșani, iar sportivii rămân deocamdată tot fără bani. Tiberiu Balint a atacat dur administrația de la Universitatea din Petroșani și în particular pe Dacian Ciodaru, susținând ideea că acesta nu și-ar fi întocmit corect și complet actele pentru finanțarea echipei de rugby Știința Petroșani. În replică, Ciodaru vine și afirmă că actele au fost depuse la timp și nu crede că are vreo vină pentru funcționarea echipei la cote normale. L-aș ruga, dacă are timp, să ia un pic dosarele de finanțare, să le studieze, și pe cale instituțională să ne trimită adresele oficiale să depunem documentele. Eu cred că acest lucru noi l-am făcut, am chiar depus documentele de finanțare și din ultima parte pe care trebuia să ne dea și așteptăm încă răspunsul oficial de ce nu ne dă banii, dar oficial, nu prin mediile de comunicare, și atunci vom spune că dumnealui a avut dreptate. Echipa de rugby se descurcă greu și din lipsă de finanțare a ajuns pe ultimul loc. Jucătorii au probleme financiare și echipa nu poate face față cu brio în acest campionat, unde sunt echipe de top care cumpără jucători din afara Europei și își permit investiții masive. Autoritățile petrilene se pregătesc de inaugurarea ambulatoriului din localitate, preconizată la începutul anului 2015. Lucrările sunt la stadiul de finisaj și urmează ca în cel mai scurt timp să se treacă la dotarea cabinetelor medicale. Ambulatoriul de la Petrila prinde contur pe zi ce trece. Partea exterioară este la stadiul de finisaj, iar în interior se lucrează intens pentru ca totul să fie gata înainte de termen. Autoritățile locale urgentează lucrările începute încă din primăvară, pentru ca la începutul lunii ianuarie ambulatoriul să fie inaugurat. Avem termen de finalizare luna ianuarie și cred și sper să reușim până la sfârșitul ianuarie să finalizăm lucrările și să putem să îl dăm în folosință. În momentul de față lucrăm la reabilitarea construcției și avem în licitație aparatura pentru dotarea ambulatorului, care sper eu să finalizeze până în luna decembrie și din luna ianuarie să putem să aducem aparatura și să o montăm în ambulatoriu. Proiectul de reabilitare și modernizare a ambulatoriului din Petrila are o valoare totală de aproximativ 9.760.000 de lei. Era o familie mare, fericită, sănătoasă și iubită de publicul larg. Acum, familia de Zimbri de la Hațec s-a înjumătățit din cauza unei boli recent apărută la noi, boala limbii albastre. Numai puțin de 7 exemplare au murit în rezervație. Anual, rezervația de Zimbri Slivuț de la Hațeg atrage mii de turiști, iar încasările sunt de câteva mii de lei. Din păcate, în ultimele două luni, lucrurile au luat o altă întorsătură. Boala limbii albastre a pătruns în țară, iar zimbrii au fost răpuși de această maladie. Din cele 13 exemplare superbe care erau adăpostite aici, la Hațeg, doar 6 au mai rămas în viață. Cu toate acestea, rezervația a fost redeschisă publicului larg. De câteva zile am redeschis rezervația pentru vizitatori, pentru că exemplarele care le mai avem și care, mulțumim la Dumnezeu, au scăpat, sunt 6 la număr, sunt sănătoase, vin la hrană, vin la apă, deci prezintă o stare de sănătate bună și am considerat că este normal să fie redeschis accesul vizitatorilor. Ne-am consultat cu colegii medici veterinari de la Direcția Sanitar-Veterinară, au fost de acord, chiar ne-au recomandat deschiderea, așa că începând de acum o zi, două, rezervația poate fi vizitată, să sperăm că nu vor mai fi cazuri astfel încât să trească să o mai închidem. Eu îmi doresc din suflet ca ea să rămână deschisă pe veci, ca să spun așa.
Animalele par sănătoase într-adevăr, însă starea lor psihică este una destul de șubredă. La fiecare zgomot mai puternic sau la fiecare mișcare mai bruscă se sperie și fug. În prezent, doar angajații Direcției Sanitar-Veterinare Hunedoara se mai ocupă de starea de sănătate a zimbrilor. Medicii vin de câte ori îi solicităm. Din păcate, contractul pe care l-am avut cu medicul Direcția Silvică care l-a avut s-a reziliat, domnul doctor n-a mai vrut să continue. Am găsit altă unitate medicală veterinară cu care o să încheiem contract. Până atunci, colegii de la Direcția Sanitar-Veterinară ne ajută de câte ori avem nevoie și cel puțin de 2-3 ori pe săptămână ne vizitează rezervația, urmărind starea de sănătate a exemplarelor de zimbru. În rezervația de la Hațeg, zimbrii sunt prezenți încă din anul 1958. Rezervația de la Slivuț este printre puținele locuri din Europa unde trăiește zimbrul. Rectorul Universității din Petroșani, profesor dr. Aron Poanta, a ținut să facă precizări cu privire la doctoratele care au loc în această instituție publică. Totul după ce profesorul Eduard Edelhauser ar fi făcut afirmații oarecum eronate. Profesorul Eduard Edelhauser a susținut în cadrul unei conferințe de presă că este unicul acreditat într-un anumit tip de doctorat la această instituție de învățământ superior din Hunedoara. Acest fapt l-a determinat pe actualul rector al Universității din Petroșani să facă anumite precizări. Asta pentru că, după cum susține domnia sa, a fost pur și simplu derutat de afirmația că abia acum s-ar crea o școală doctorală aici. Universitatea din Petroșani are 66 de ani de existență în acest an. Vreau să vă spun că la Universitatea din Petroșani se decernează titlul de doctor începând încă din anul 1958. Există școală doctorală, după cum v-am spus, dacă din 58 decernăm titlul de doctor. Și există școală doctorală pe un singur domeniu. Există școală doctorală cu 4 domenii. Dacă le luăm în ordine, mine, petrol, gaze, care au fost, sau mine, a fost de asemenea în perioada de început electromecanica, iar la ora actuală sunt 4 domenii, urmează să primim și pe al cincelea, este mine, petrol, gaze, este ingineria sistemelor sau automatizări, este ingineria industrială, este ingineria electrică. Deci avem o școală doctorală de tradiție care a produs, ca să spun așa, foarte mulți doctori până la ora actuală. Profesorul Eduard Edelhauser a susținut în cadrul conferinței de presă că ar fi unicul profesor care are posibilitatea de a face un anumit tip de doctorat. Această susținere la Cluj-Napoca a fost, vă spuneam, prima în inginerie și management. Pentru început va trebui să mai facem niște demersuri, să mai avem, am câțiva colegi care să conducă în același domeniu și să creăm o școală doctorală la Petroșani. Momentan noi nu avem o școală doctorală în domeniul inginerie și management. Conducerea Universității din Petroșani nu a fost de acord cu aceste afirmații, iar rectorul Aron Poantă a ținut să clarifice în acest fel situația. Elevii din Petroșani vor avea acces gratuit la piscina școlară dacă vin într-un cadru organizat de școală însoțiți de profesori. Programul a fost deja stabilit, iar bazinul a ajuns în custodia administrației locale. Elevii care vin cu profesorii în timpul orelor de curs au acces gratuit la piscina școlară din Petroșani. Decizia a fost luată de primarul Tiberiu Iacobriții, iar consilierii locali au preluat custodia acestui bazin didactic. Este destinat elevilor și copiilor, dar va avea acces toată lumea. Va fi un program probabil undeva între ora 8 și 22. Toată lumea va putea să intre, sigur cu niște restricții în momentul în care școlile vin cu solicitare către noi pentru a fi realizate orele de sport acolo la bazin. În această situație copiii vor avea accesul gratuit dacă merg în cadrul organizat și în timpul școlii. Tarifele pentru acces în bazinul de înot didactic vor fi stabilite în această săptămână. Tiberiu Iacobriții spune că acestea vor fi rezonabile pentru populația Văijiului. Piscina școlară se va deschide oficial în 6 decembrie, cel mai probabil atunci când va fi permis și accesul în bazin.
Elevii și cadrele didactice din județ au participat la campania națională Săptămâna Legumelor și a Fructelor Donate. Campania socială care adună alimente pentru nevoiași se bucură de un real succes în rândul elevilor și al cadrelor didactice. Elevii și cadrele didactice din județ au participat la campania națională Săptămâna Legumelor și a Fructelor Donate. Cu ajutorul și sprijinul voluntarilor inimoși, săptămânile următoare vor fi cu mese mai îmbelșugate pentru sute de hunedoreni cu o stare materială precară. Legumele și fructele vor merge și la copiii și bătrânii instituționalizați. Anul trecut, la această campanie, în județ au fost donate aproape 7 tone de legume și peste 3 tone și jumătate de fructe. Scopul este de a sensibiliza atât elevii cât și cadre didactice cu privire la nevoile, la dificultățile pe care le au anumite categorii sociale. Acum mă refer atât la copii din propriile școli, mă refer la persoane din diverse instituții sociale. Dacă în anul școlar 2011-2012 au fost aproximativ 550 de elevi implicați în această campanie, anul trecut au participat de 10 ori mai mulți voluntari. Una dintre instituțiile de învățământ care s-a implicat și în acest an în campania socială este Colegiul Național Sabin Drăgoi din Deva. Pe lângă fructe și legume, elevii au adus pentru cei mai puțin norocoși hăinuțe și jucării, toate dăruite din suflet. Eu am adus jucării pentru copiii sărași ca să-i ajutăm să fie mai ca și noi, să-i ajutăm să poată să fie și ei ca noi. Și astea le-ai adus de la tine de acasă sau ai renunțat la jucării? Da, am renunțat, aveam prea multe și degeaba le țineam în casă. Am adus fructe și legume. Ce fructe ai adus și pentru cine? Pentru copiii săraci, pentru că și ei sunt ca noi și vor să fie mai dezvoltați. Și ce fructe ai adus? Am adus mai multe legume. Am adus câteva kilograme de cartofi, câteva de ceapă și o vază mare. Programul național este pentru adunarea fructelor și legumelor, dar la nivelul nostru și la nivel de oraș s-a organizat de asemenea aducerea unor jucării și unor hăinuțe doar de cei care își doresc, astfel s-a pus problema, pentru a-i ajuta pe cei săraci, orfani și celor care mai târziu le vor fi oferite aceste lucruri pe care le-am strâns. Toate alimentele, jucăriile și hăinuțele adunate au ajuns la persoanele nevoiașe. Municipiul Deva s-a transformat pentru 3 zile în capitala medicinei românești. Zeci de medici din toată țara s-au adunat în orașul de la poalele cetății pentru a participa la cea de-a 7-a ediție a conferinței Zilele Medicale de Vene. Prevenția anemiei la sugar și la femeia gravidă, ce se ascunde în spatele alergiilor și intoleranțelor alimentare, sau cazuri primare dificile în artrostopia genunchiului, sunt doar câteva dintre temele prezentate de specialiști în cadrul manifestării științifice Zilele Medicale de Vene. Este o manifestație medicală, o manifestație unde pe baza seminariilor se vor expune o serie de lucrări interesante, expuse, așa cum ați văzut, de către profesori universitari, profesori doctori din centrele universitare mari. Deci, încă o dată, cinstea ca acești specialiști să fie la Deva pentru noi este foarte mare. Sunt convins că și acum, ca și de fiecare dată, ținuta științifică a prezentărilor vor face ca interesul dumneavoastră și a altor colegi care vor veni pe parcurs să fie la cote maxime. Suntem onorați aici că facem parte dintre invitații dumneavoastră. Sperăm să mai ridicăm puțin nivelul de cunoștințe medicale și în orașul dumneavoastră și suntem tare bucuroși ca de fiecare dată când vom fi invitați să vă răspundem pozitiv. Prezent la festivitatea de deschidere a conferinței Zilele Medicale de Vene, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Ioan Moloț, a declarat că sănătatea a fost și este o prioritate pentru instituția pe care o conduce. Consiliul Județean Hunedoara alocă anual sute de mii de euro pentru dotări și lucrări de modernizare a spitalelor din județ. Spuneam că prioritatea zero pentru noi cei din Consiliul Județean a trecut sănătatea, fiindcă cele 3 spitale care sunt în suportarea noastră trebuie dotate și uman, dar și din punct de vedere
tehnic, cu tot ce aveți nevoie ca să vă puteți desfășura activitatea. Lucrările zilelor medicale de vene au fost împărțite pe mai multe secțiuni, din aproape toate domeniile medicinei. Evenimentul, ajuns la cea de-a șaptea ediție în acest an, a fost organizat de Spitalul Județean de Urgență Deva și Colegiul Medicilor Hunedoara. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai bună!